Bună ziua, dragilor! Vă fac astăzi un desert. Fac niște cornulețe împlute cu gem, dragilor. Am nevoie de făină, de un soare de porc, untură, cum se mai zice. Am nevoie de sare, de zahăr, de niște drojdie, niște coajă de lămâie, dragilor. Lucruri foarte simple și o să fie umplute cu o dulceață de la Wow, de mere și pere cu lavandă. 500 grame de făină cam ne ajunge, da? Dacă ar trebui să mai legăm un pic, nicio problemă. Așa. Sare, cum se zice la noi, se pune un vârf de cuțit. Adică, eu nu pot să bag cuțit acolo, dar cam asta și mecheria, uitați. Un pic de zahăr, pudră, nu tare mult. Și la penii, dragilor. Așa. Amestec zahărul cu făina și cu sare, dragilor. Smântână de la Hanu Boieresc. O amestec un pic. O să vedeți cum o fac eu, faină. Uitați că m-am făcut o cremoasă. Drojdia o amestec aici. Nu așa, smântână o las un pic. În timpul ăsta, drojdia lucrează un pic acolo. Și eu o să incorporez, dragilor, untul de țară. Un soare, dragilor. Așa, n-o pun pe toată. Și acum, încetul cu încetul, untura o să lege făina, dragilor. Uitați. No, uitați ce frumos am făcut aici, vedeți? Uitați ce fain e. Acum o să incorporez, dragilor, de smântână. Uitați. Eu am impresia că mai întreb un pic de un soare. Vreau un pic mai moale, un picut mai moale, da? A, până aici. Așa. 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 No. Hop! A? Uite-l-ai. La frigider, las cam 10-15 minute să mai aleagă un pic bine și între timp dau drumul la cuptor pentru că trebuie să-mi pregătesc cuptorul. A luat Dumnezeu unde? Vă rog frumos! Vă rog frumos! Cât a stat 10 minute la rece? Mulțumesc! Uitați cum se vede cum a aburit aici. Ce să, o să-mi iasă niște cornulețe sfărmăcioase, dragilor. Da. Perfect! Deci și pătrățele, da? Da. Așa facem, uitați. 2, 3, param, param, pam, pam. Dulceață de la Wow, mere și pere cu lavandă. Nu trebuie să punem tare mult, da? Cum e, uitați. Nu? Ce ziceți? Cam așa? Un pic mai mult? Așa, op! Un pic aici. Uitați. Doi. Și acum, ce urmează? La cuptor! La 180 de grade e cam 20 de dragilor. Ne uităm cum crește, da? Depinde de cuptorul pe care aveți acasă, dacă merge puternic, trebuie să meargă încetul, cam 20-25 până la 30 de maxim, da? Ups! Vreau doar să vă arăt, dragilor, ce avem aici. Ce ziceți? Deci astea sunt idei, o idee simplă de un desert care rezistă 3-4 zile și e din ce în ce mai bun. A doua zi, a treia zi mai bun. O zi faină și să vă dăm de sănătate. Pa, pa!